a fost efectuată cercetarea la fața locului și de asemenea au fost ridicate și vizionate mai multe seturi de imagini care surprindeau momentele comiterii faptelor. În urma cercetărilor desfășurate de către parchetul Tribunalului București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, Serviciul Omorului, au fost identificați doi bărbați conduși la audieri, ulterior pe numele acestora fiind emise ordonanțe de reținere sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice. Au fost prezentați instanței care au emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. În aceea zi de 12 a fost formulat un apel către populație pentru recunoașterea unui bărbat care apărea în imagini, principal bănuit în comiterea infracțiunii de furt, aici vorbind de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. În urma unei informații transmisă către IPJ Ilfov, care a fost direcționată cu operativitate către Poliția Capitalei, bărbatul a fost identificat, depistat și condus la audieri. Acesta a fost reținut sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor în forma sustragerii unei arme și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. A fost prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă, în prezent fiind sub efectul mandatului de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru cele două infracțiuni. În data de 20, așa cum bine cunoașteți, în urma activităților desfășurate fără întrerupere în toată această perioadă, inculpatul, pentru că acum vorbim despre inculpat, i-a condus pe anchetator și a fost depistată arma sustrasă. Se afla îngropată la marginea unei bălți de pescuit de pe raza comunei Petrechioaia, județul Ilfov. Arma a fost îngropată în acea locație încă din ziua de sâmbătă. De asemenea, au fost găsite 4 tuburi cartuș neutilizate, vorbim de 4 cartușe integrale, bărbatul conducând și la locul unde a executat în afara spațiului, vorbind de un teren viran, 2 focuri de armă, unul dintre tuburi fiind găsit. La acest moment sunt continuate cercetările în vederea depistării tuturor persoanelor care au implicație în acest caz. Bărbatul nu are o motivare pentru modul în care s-a manifestat. Bărbații care sunt în prezent arestați, 2 dintre ei sunt din București, au 24 și respectiv 30 de ani, așa cum am precizat, iar cel care este arestat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectare a regimului armelor și munițiilor în forma sustragerii unui pistol și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice este din județul Ilfov și are 32 de ani. Pentru buna informare a opiniei publice, vreau să vă aduc la cunoștință că arma în cauză despre care vorbim este un pistol calibrul 7.65, vorbim despre un pistol Carpați, care avea un singur încărcător, vorbim despre 6 cartușe, asupra jandarmului care a fost agresat nu exista o încărcătură de rezervă.